Handball Club Zalău participă de mâine până sâmbătă la un turneu amical la Brașov. La competiție vor participa formațiile ACS Corona Brașov, Universitatea Alexandrion Cluj, Unirea Slobozia și Handball Club Zalău. Fetele de la Handball Club Zalău participă începând de mâine la ultimul turneu de verificare înainte de startul campionatului. Obiectivul principal al managerului Gheorghe Tadici este de a se întoarce din orașul de sub tâmpa fără nicio jucătoare accidentată și de a corecta fazele de joc care nu funcționează la parametrii doriți, precum și de a consolida relațiile de joc. Am hotărât să mergem la Brașov. Deși aveam o opțiune și pentru niște meciuri la Becheșova, dar e final de pregătire și am spus să jucăm cu echipe pe ceea ce se joacă la noi. La Becheșova sunt trei echipe din trei țări diferite, eram noi a patra și am considerat, am stat încântărit și considerăm că e mai util turneul de la Brașov pentru noi acum. Prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin este programată sâmbătă 30 august, când elevele antrenate de Gheorghe Tadici vor primi vizita handbalistelor de la CSM București. Partida va avea loc de la ora 16:30 în sala sporturilor din Zalău.